Bună seara, oameni buni! Sunt Daniela Vlad și vă invit să rămâneți împreună cu noi pe 92,4 FM și pe pagina noastră de Facebook Pro Lider FM și acolo în online liderfm.ro. Ne vom vedea și la Express TV joi seara la ora 18, 6 seara. Este luni. Nu e marți, nu e Belgia, este luni și este ora de cultură. Am niște invitați de data aceasta, iarăși invitați special, dar toți invitații emisiunii noastre sunt speciali. Până să trecem la prezentarea invitaților, eu voi face câteva anunțuri și vă spun să mențineți frecvența ca de fiecare dată în 92,4 FM. Sunteți în FM împreună cu noi. Vă rog să folosiți și numărul nostru de telefon în direct, să ne sunați, să ne întrebați ce vreți dumneavoastră să întrebați, pentru că subiectul de astăzi poate fi discutat și cu dumneavoastră, facem interactivitate. 0236 319185 este numărul nostru de telefon. Și o să-l rog pe Alex, dacă va fi sunat, să-mi preia ascultătorul și să ne-l dea aici în direct. Vă rog frumos, cu mult curaj. Și iată, pentru că vă spun să și sunați, am și o carte lăsată de părintele Ionel Rusu, care a fost invitatul nostru în emisiunea trecută, preotul și scriitorul Ionel Rusu. Ne-a lăsat această carte, Gânduri de strajă, pe care voi o puteți primi dacă veți fi atenți la emisiune și veți răspunde la una din întrebările pe care eu o voi adresa mai târziu, pe parcursul emisiunii. La 18.30, ca de obicei, în jurul orei 18.30, vom intra într-o corespondență telefonică directă cu un alt invitat, de această dată prin telefon, pe care îl vom anunța mai târziu. Așa că suspans, suspans, mult suspans. Spun bună seara și bun venit invitațiilor noștri din platoul Radio Pro Lider FM. Cum să o iau? Cum să o iau? De la doamne, de la domni, hai să o iau de la doamne. De ce o iau de la doamne? Că a fost 8 martie, a fost 1 martie, ziua, e încă luna dragostea, îi plutește dragostea. Bun venit, Petronela Buda. Bună, Dana, mă bucur că sunt aici și mă bucur și că eu mă bucur ne-ai că invitat. Ești aici. Petronela Buda este actrița teatrului dramatic Fanny Tardini din orașul nostru, din Galați, orașul de la Dunăre. Și despre ea am vorbit într-o emisiune trecută, nu, în două emisiuni trecute am vorbit, Petra, despre tine. Iată, am vorbit în lipsa ta despre tine, pentru că am dat niște invitații cadou din partea teatrului și era vorba despre Ușa e deschisă. Spectacol în care tu joci și acolo unde cu acest spectacol tu ai primit un premiu, ai primit mai multe premii, de fapt, și am amintit de premiile pe care le-ai primit. Ați vorbit despre mine, am înainte despre să fiu tine. Aici. Am vorbit e despre perfect. Tine, sigur că da. Am dat și invitațiile, așa că asta e. Asta e viața, așa e viața. Trecem mai departe la domni. Bună seara, domnule, și bun venit în studio. Bună seara. Mi-aduc aminte că am mai făcut noi diligențe să vii, să ajungi, să nu... Da, între timp ne-am și mutat, ești în sediu nou, așa că știi cum e când se ajunge într-un loc nou, să... ții o piatră în gură. Nu știu dacă ai făcut sau nu. Nu. N-ai făcut, nu? Așa, nu e nicio problemă, te iertam. Actorul Ciprian Brașoveanu este astăseară prezent împreună cu noi în studioul Pro Lider FM. Bun venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Bine! Ca bine, să relaxăm obosiți. Puțin atmosfera, spunem imediat de ce sunteți obosiți. Nu, n-atingeți nimic, niciun titlu, spunem imediat. De ce sunteți obosiți, oameni buni? Că veniți după weekend. A fost un weekend plin pentru noi. A fost un weekend plin. Chiar care a început cumva de joi, ca să zic așa. Și cred că a început mai de mult weekendul mai ăsta. Mai de mult, da. De mult, mult. Trei luni și aproape așa, jumătate. Așa. Deci uitați-vă, uitați-vă la niște oameni care țin un weekend așa, trei luni jumate. E bine, fraților, e bine să ne spuneți și noi să ne dați rețeta. Să ne dați rețeta. Nu știu dacă își doresc toți un weekend ăsta atât de încărcat și... Și prelungit. Și prelungit și cu... Da. Și am să spun eu acum de ce weekendul acesta, sfârșitul acesta de săptămână, știi, weekendul acesta atât de prelungit. Astăzi seară noi vom vorbi despre un bas care a încântat, cred că, copilăria multora. Nu spun a tuturor, pentru că nu știu dacă toată lumea l-a citit sau le-a fost citit oamenilor, copiilor, basmul. Eu l-am citit și când eram mică, l-am recitit și acum, pentru că pe mine m-a marcat basmul cu anume ceva acolo.
Oamenii aceștia au avut premieră în weekendul trecut, pe 11 și 12 martie a fost premiera spectacolului Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, după basmul lui Petre Ispirescu. Este vorba despre, de data aceasta, despre un scenariu dramatic, o creație colectivă, cum vă spuneam și data trecută, realizată de echipă, în echipă, dar am înțeles totuși că textul până la urmă a fost scris de Radu Horghidan. Da. Însă în colaborare. Într-o anume colaborare. Textul este scris de Radu Horghidan după ce noi am avut vreo 3 luni sau aproape 3 luni de laboratoare și de discuții și de analize și de exerciții în care am explorat toate sensurile sau cel puțin atâtea câte am putut modurile găsi. Modurile și modalitățile. Nu neapărat modurile, cât da, sensurile poveștii. Am explorat... Nu mă gândeam la moduri, cum ați putea ca sensurile să fie puse și în niște moduri, știi? Cred că cu asta s-a ocupat mai mult Tadi. Asta a fost mai mult treaba lui și nu ne-a spus foarte multe despre cum o să fie. Ne-a ghidat așa niște direcții. Noi avem mai mult... am avut treabă pe partea de... creație, de analiză, improvizație. De joacă. Pentru că nu avem un timp limitat. Bine, legat de basmul vostru... Noi toți avem un timp limitat. Nu, Petra. Îți spun Petra pentru că așa îmi vine mie să plăcere. Spun de la colega noastră Petra și uite, și voi sunteți și prietene. Dau din casă acum. Asta e, suntem bine la o emisiune unde vreau să fim cât mai firești. Cât mai transparenți. Transparenți, nu știu, cât se poate ca să nu tragem perdeaua de tot. Știam, uite că m-am uitat sensul, întrebarea, pentru că aveam foarte multe de spus legat de basm, legat de tot ce ați făcut voi în weekendul acesta. Vreau să vă întreb pe ambii, când ați luat contact cu basmul acesta, când ați luat contact, că nu-mi place cum sună, când ați auzit basmul prima dată, sau dacă l-ați citit voi, sau dacă vi l-a citit cineva în copilăria voastră? Mă interesează zona aceea de copilărie și pe urmă, dacă ați venit și l-ați citit mai târziu, asta e altă poveste. Dar când ați auzit basmul? Sau dacă l-ați auzit? Petru? Noi am avut discuția asta chiar și din primele repetiții, ca să încercăm să ne reamintim cumva de el. Și încercând să mă duc în trecut, eu nu mi-amintesc să-l fi citit în perioada copilăriei sau să mi se fi citit. Cred că ai mei au considerat că e prea profund, poate, sau poate că mi l-au citit și efectiv nu, ceva de acolo m-a făcut să-l blochez și să nu mi-l amintesc. Poate, nu este știu. Un bas plin de simbolistică. Dar este foarte greu, da, nu e un bas foarte ușor. Și cred că prima tendință e când auzi că se vorbește despre moarte, e să spui nu. Adică eu și acum am senzația asta profundă, adâncită în mine, numai cât au abia cuvântul. Abia aștept să te întreb niște lucruri acum. Abia aștept să... Da, vorbim, dar sunt atât de multe de vorbit încât nu știu cât... vorbeam de timp, mică, noi, da, mică, vorbeam de timp. Mică fiind, asta voiam să zic, nu asta era ce uitasem noi despre să-l timp. Fi citit la 7-8 ani, probabil că în școală ulterior când s-a studiat am trecut prin el. Ai trecut așa, prin el. Da. Vorbeam de timp, pentru că și în basm și aici, că tu ai spus că timpul trece pentru noi toți, dar dacă te gândești bine, basmul îți spune foarte clar că timpul nici nu există. Pentru că eu spun asta mereu, că îmi dau seama mereu că timpul nu există. Pentru că în basm noi spunem acum lucruri, dar ascultătorii noștri sunt deștepți și telespectatorii noștri, așa că își dau seama. Spunem lucruri care pot fi sustrase cumva din poveste și din spectacolul vostru. Ai văzut câte zile dura să hrănești, câte săptămâni să hrănești un cal, da, ajungem la poveste, câte zile i s-a părut lui Făt Frumos că trăiește pe tărâmul acela cu Tinerețe fără bătrânețe și câte zile și cât timp a trecut și și-a găsit părinții duși și totul ruină. Adică timpul e cumva o formulă inventată de om, cred, până la urmă. Ca să ne contorizăm noi tot ce facem, știi? Adică am ajuns cât stau și așa mai departe, unde merg, în cât timp. Nu știu, habar n-am. Eu, asta e părerea mea. Ciprian, dacă la voi, te rog, cu basmul. Când ți s-a citit sau când l-ai auzit, l-ai citit tu prima dată? Știu că l-am citit în copilărie, nu mai știu exact vârsta, dar eram copil. L-ai citit tu? Da. Eu l-am citit, îmi aduc aminte și un desen care era făcut cu
cu Făt frumos spre final, când se întoarce la Palatul în ruine și era cu spatele, era după momentul în care pleacă din de pe tărâmul Tinereții fără bătrânețe și Viață fără de moarte, după ce ajunsese în Valea Plângerii. Valea Plângerii pe mine m-a marcat foarte, foarte tare și eu, sincer să fiu, nici nu știu de ce ar trebui copiii să citească basmul ăsta, pentru că... Nu e pentru copii. E un basm foarte greu, e un basm foarte greu și el se citește copiilor. Da, nu știu cât ar ce dar ar putea acum, să înțeleagă. Copiii care se nasc acum sunt extrem de deștepți și s-ar putea să înțeleagă mult mai bine decât înțelegeam noi atunci. Pentru că eu, de pildă, mie mi-a fost citit la un moment dat și apoi l-am citit eu. Mie mi-a plăcut basmul și mi-a plăcut ceva de acolo. Asta mi-a plăcut mie cu timpul. Măi, și spuneam eu, copil fiind, cum e cu timpul? Două zile acolo și aici o veșnicie, o viață, pentru că aici nu mai era nimic și dincolo trecuseră două, trei zile. Și tot așa, știi? Și cu calul care, sunt multe de vorbit, e simbolistică multă, care mănâncă orzul acela fiert în lapte, dar orzul reprezintă ceva, laptele reprezintă ceva și ajungem. Cum i-a venit ideea și de ce i-a venit ideea regizorului Adi Iclenzan să monteze acest spectacol și să-l monteze așa? Pentru că am să vă rog pe voi să explicați cum s-a montat spectacolul, să nu vorbesc eu. Eu am venit la spectacol sâmbătă, în data de 11. Mărturisesc că am avut o stare diferită de cum le-am la alte spectacole. Ce bine. Iar în prima parte a spectacolului, da, ce bine, dar să vezi acum, Petronela, în prima parte a spectacolului m-a lovit tare de tot o cantitate de energie nu chiar pozitivă. În ce sens? În ce sens? În sensul... Din partea noastră? Nu. Din partea textului cules după Petre Ispirescu, pentru că textul acesta, mai ales că a fost scris după textul lui Radu Horghidan, a adus în față foarte, foarte pregnant și mult moartea, pentru care Petronela n-a vrut să mai asculte basmul. După aceea vine și viața, dar pe moarte a băgat-o în față, înainte. Și atunci spune tu cum i-a venit ideea, Ciprian Brașoveanu, cum și de ce i-a venit ideea și care a fost simbolul cel mai important din basm care l-a dus spre această poveste. O să vă spun imediat. Nu știu cum i-a venit ideea. Hai să sunăm. Nu v-a spus. De ce? Pentru că mă gândeam așa. Întrebați regizorul. De ce facem? Nu știu, mă gândesc, eu nu sunt actor. Dar aș întreba. Ca să știu eu, ca să mă coordonez eu mai departe. Prima întâlnire a fost pur și simplu... A venit ta din sala de... Mă rog, unde ne-am întâlnit, la sala studio... Și pur și simplu a pus textul pe masă și a spus, asta facem, Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Și am mai zis un lucru, iartă-mă că te întrerup, îmi amintesc că a spus, o să fie SP, o să fie cu monștri, cu ochi scoși, o să fie foarte frumos. Ne-a dat tot felul de detalii dintre astea incitante. Noi am rămas toți, facem asta că în foarte teatru. Foarte curioși ați rămas, da, totuși. Da, cu... Cumva așa și perplex, că nu știam dacă vorbește serios, dacă glumește, dacă noi o să vorbim despre moarte, că despre asta e vorba în basm sau despre să ne jucăm. Despre foarte multe e vorba în basm, despre viață, despre moarte, despre sens, despre drumul pe care îl parcurgi în toată viața aceasta, dar e vorba despre exact ce se întâmplă între părinți și copii, între lupta dintre generații și despre idealul pe care îl ai când vii pe lumea aceasta și ajungi la o vârstă, iată, ajunsese Făt frumos la 15 ani când deja mentalul lui se dezvoltase, când deja poate avea o anumită, un EQ emoționalul, da? Și și-a dat seama că tatăl lui i-a promis. Noi nu putem povesti basmul. Noi spunem, măcar scoatem puțin din simbolistică, tatăl lui i-a promis ca să vină pe lumea aceasta, pentru că împăratul și împărăteasa nu puteau avea copii, i-a promis, hai fiule, nu mai plânge, vino, că îți voi da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și vă rog să intrați voi în poveste aici și să-mi spuneți de ce ați citit atât de repede. Pentru că nouă ni s-a părut în sală că a fost foarte pe repede. Și eu știu de ce ați citit, eu mi-am dat seama.
dar vă rog să, oameni buni, să ajungeți la spectacolul acesta, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, și o să vedeți fiecare la rândul vostru cum percepeți. Lectura lor, spectacolul lor este la vedere pe scenă, lumea citește, lecturează. Mulțumesc, Alex, mi-anunță publicitatea imediat, mai îngăduie-mă puțin. Voi lecturați și intrați și ieșiți din scenă pe rând și vă rog să răspundeți pe rând de ce lectură, de ce ieșiți și intrați, care sunt motivațiile. De la bun început, procesul ăsta a fost unul de căutare și de creație atât pentru noi actorii, dar și pentru Adi. Sunt convinsă. Nici el nu și-a stabilit, cel puțin din câte am dedus eu din discuțiile pe care le-am avut, nu avea din cap de la bun început că spectacolul o să arate fix așa, așa cum arată în momentul ăsta. A fost un proces de căutare, de introspecție atât pentru noi cât și pentru el. Spectacolul în forma pe care au văzut-o spectatorii s-a definitivat, cred că, cu vreo două săptămâni înainte de premieră, adică atunci când am îmbinat toate elementele video, audio, mă rog, tot setup-ul ăsta de pe scenă și am văzut ce funcționează și ce nu funcționează, abia atunci s-a conturat și am ajuns la această formulă. Citim pe repede pentru că scopul nostru a fost nu să jucăm, adică noi nu eram niște personaje, nu aveam o dinamică a scenelor, adică nu era ca într-un spectacol convențional, să spunem, și atunci noi trebuia să transmitem niște lucruri care se puteau transmite din niște senzații. Nu puteam să, de exemplu, dacă am fi jucat cuvintele, atenția spectatorului s-ar fi concentrat pe interpretarea actorului, cum găsește nuanțele, replici și chestii. Ei, noi am vrut să transmitem niște idei care veneau din multitudinea de informații care pur și simplu copleșeau spectatorul, dar și pe noi. Dar te întreb, vrea să-mi transmită cititul ăsta pe repede înainte și faptul că ne trăim viața pe repede înainte? Mm-hmm. Pentru exact, că mie asta mi-a transmis. Înainte. Asta era una viața din idei. Deci mi-a transmis din prima, nici nu trebuia da, să și stau nici nu suntem atenți la detalii și exact. Nici nu vedem ce trece exact. Pe lângă noi, exact. Prin noi exact. Și poate ne oprim o secundă atunci când totul capătă sens, când nu mai alunecăm prin viață, când nu trăim pur și simplu, fără niciun scop. Și e o fugă. Și cumva ăsta e și ritmul interior de la un moment dat a fătului frumos. Absolut. E motivul pentru care el pleacă de acasă, pentru că în el lucrurile se desfășoară cu o rapiditate fantastică. Și da, el pleacă de acasă și pentru un ideal, pentru că aici vine simbolistica cealaltă. Cum o fi, spunea Ciprian, dacă Petre Ispirescu a cules basmul așa și eu mă gândesc și spuneam și eu că e și mâna lui, a lui Petre Ispirescu, și ce profund trebuie să fi fost acela de la care l-a cules sau aceea. Da, pentru că lucrurile acolo sunt foarte profunde. Cine le-a intuit sau le-a simțit sigur, într-un mod, cine le-a trăit până la urmă, poate. Da. Și cine le-a pus în felul ăsta cap la cap. Și eu vă întreb acum și îmi răspundeți care cum vreți, în ordinea, puteți să vă întrerupeți, să nu e nicio problemă, adică care credeți că este drumul acesta pe care îl face Făt Frumos? Unde este acest drum? Unde se face acest drum? Deci, ce trase? Unde? Unde îl face? Deci, unde pleacă Făt Frumos? Avem un telefon? Avem un telefon în direct, Alex? Avem corespondența telefonică? Avem realizată corespondența telefonică. Am spus că în jurul orei 18:30, nici nu e încă 18:30, dar avem corespondența. Bună seara și bun venit pe calea undelor. Spunem, n-am anunțat, anunț acum. Oamenii ăștia doi de aici trebuie să știe cu cine vorbesc eu, actorii. Vorbesc cu managerul Teatrului Dramatic Fanny Tardini, actorul Florin Toma. Bun venit, Florin!
Bună seara, bună seara ție și ascultătorilor tăi și invitațiilor. Și telespectatorilor, că ne vedem și la Express, nu astăzi, joi ne vom vedea. Da, și telespectatorilor, ne vedem și la Express joi seara, sigur că da. Te-am invitat în corespondență telefonică directă, Florin Toma, să ne povestești despre alte lucruri, în afară de ceea ce vorbim noi aici. Noi suntem introduși în basm, în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, așa că nu știu cum vom ieși de aici. Ne trebuie vreo, nu știu, vreo lună să stăm să vorbim sau mai mult de atât. Eu am să vreau să vii să ne povestești despre proiect nouă și despre showcase, pentru că sunt două lucruri noi pentru orașul nostru, da. Și iată, pe 17 și 18 martie, într-un weekend, se va desfășura prima ediție de showcase. Exact. Vreau să ne povestești despre acest eveniment. Pentru că pot și eu să spun, dar eu cred că e mai bine să spui tu ascultătorilor. Da, showcase-ul vine și telespectatorilor. Vine să facă cunoștință cu cele trei spectacole pe care noi le-am realizat în stagiunea trecută în cadrul proiectului Nouă Teatru Românesc Contemporan, un program artistic pe care l-am implementat anul trecut și care presupune lucru cu trei regizori tip de trei stagiuni consecutive, trei spectacole în fiecare stagiune, în total 9 spectacole, care au la bază texte românești, originale. Deci la finalul acestui proiect vom avea 9 texte de teatru contemporan originale. Dincolo de asta, proiectul vine să implementeze un tip de lucru care se subordonează principiului creației colective, în care actorii nu mai sunt simpli executanți, devin parte foarte activă din procesul de creație. Dovadă că și spectacolul despre care voi vorbiți acum se bazează pe acest tip de experiență lucrativă. Textul pe care Radu l-a scris are la bază atelierul de creație la care au participat activ fiecare dintre actorii din distribuție. Vineri, sâmbătă și duminică, acum în weekend, va fi într-adevăr un mini-festival, putem să-i spunem. Noi l-am denumit Showcase pentru că este prezentarea primului an de proiect, în care am invitat specialiști din branșă, în care invităm în același timp studenți de la teatrologie, de la regie, de la universitățile din țară să fie alături de noi. În același timp invităm și spectatorii din Galați și nu numai, plus cronicari, directori de teatre, directori de casă de casting și așa mai departe, să vorbim puțin despre intențiile noastre cu acest proiect, despre faptul că Teatrul Dramatic în momentul de față implementează un program artistic pe care noi îl considerăm că are un grad de unicitate în peisajul teatral românesc, are niște obiective foarte clare, are o viziune coerentă și în același timp cred că generează niște produse teatrale în care actorii fac niște performanțe. Lucrul ăsta nu-l spun numai eu, l-au spus toți cei care au venit și ne-au vizitat în perioada asta, în stagiunea care tocmai a trecut. Vrabia, ultimul spectacol din proiect nou de anul trecut, a ajuns la Festivalul Național de Teatru de la București. Repetiția moldovenească, cel al doilea proiect, a fost invitat la diferite festivaluri din țară. Am primit feedback-uri foarte bune și despre Țara Minunilor, primul spectacol din cadrul proiectului, de la juriul ITER. Acum așteptăm să vedem, tocmai s-a încheiat și selecția juriului imunitar și să vedem dacă din cele trei spectacole suntem oarecum nominalizați. Noi avem foarte mari speranțe că măcar unul dintre cele trei spectacole va fi ales. Exact. Și cam despre asta va fi vorba. Invităm practic gălățenii la un weekend teatral în care ne deschidem un eveniment de uși deschise, care începe vineri la ora 12 cu o discuție cu invitații pe care tocmai am menționat, plus spectatorii. Deci e deschis, e cu circuit deschis, în care vorbim despre teatru românesc, despre teatru românesc contemporan, despre teatru popular,
În al doilea, în sâmbătă, vom vorbi despre proiectul pe care noi încercăm să-l implementăm pe o perioadă de 3 ani de zile. Și la final, în duminică, vom vorbi despre ce înseamnă identitatea unui teatru, pentru că considerăm că proiectul vine practic să și ramforțeze mai bine identitatea culturală a teatrului din Galați. Adică ne-am dorit ca după acest proiect, și în peisajul teatral, dar și în ceea ce privește comunitatea gălățeană, să se știe că teatrul gălățean face un anumit tip de teatru. Mult mai direct, mult mai onest, cu suflet, mult mai direct în relație cu comunitatea și cu spectatorii și mult mai autentic în ceea ce privește estetica teatrală și cea spectaculară. Și ați ales și să lucrați pe domeniul teatru românesc, teatru românesc contemporan și teatru popular românesc, da. Ceea ce aduce tradiție în prim plan, aduce, adică aici e știu și eu, competiția este foarte mare, voi cu voi înșivă, pentru că dacă nu poți să faci un dacă nu știi să faci un proiect de acesta la un anumit nivel sau să aduci în fața publicului ceea ce el chiar ar vrea să vadă și își dorește să vadă și să simtă, pentru că e vorba de tot ce e poporul acesta și ce a fost mai ales și ce va fi, riști să, nu știu, riști să nu-ți atingi targetul sau obiectivul. Dacă îmi dai voie, în același timp, proiectul și implică un grad de risc. Până la urmă, implică, cred că artiștii ar trebui ca orice să fie proiect, curajoși. Ca orice ar proiect. Trebui, exact, ar trebui să fie curajoși și ar trebui să fie mult mai îndrăzneți. Și proiectul vine să propună și tipul ăsta de, cum să spun, de experiență și din perspectiva actorilor, dar în același timp și din perspectiva spectatorilor, pentru că spectacolele pe care noi le facem în momentul de față reprezintă experiențe inedite. Și atunci ne-am dorit foarte mult ca și spectatorii să simtă efortul care este în spatele acestui proiect și să aibă, poate să trezim un anumit sentiment de mândrie că la Galați se încearcă performanță cu resursele pe care le avem. Nu suntem teatru național cu bugetele pe care le au teatrele naționale, dar suntem o mână de oameni cu foarte mult suflet și cu multă îndrăzneală și cred că și cu foarte mult poftă de experimenta și a ne depăși condiția. Spune-mi, te rog, de ce ați ales, adică poate că așa e titulatura în mod special, showcase, de ce ați ales exprimarea aceasta? Și pentru ascultători și pentru telespectatori, te rog să și explici, pentru că sunt foarte mulți ascultători ai noștri sau oameni care ne văd pe Facebook acum sau cei care ne vor vedea la Express TV și poate că se gândesc showcase, ce e asta? E un termen pe care l-am promutat din teatru vestic, în care... Da, eu știu, dar pentru cei care nu știu, care ne prezentăm practic produsele, e ca un soi de magazin care își deschide porțile la deschidere atunci când au arcada aceea de baloane. Așa. Și se prezintă cu cele mai noi produse pe care le propun pentru consumul artistic, ca să zic așa. Da, n-am putut să-i spunem mini-festival, pentru că n-ar fi fost cel mai corect. Mi se pare că termenul ăsta venind din engleză și engleza merge mai bine. Foarte sintetică, da, da. Care... Păi oricum ne-am englezit în ultima perioadă, am fost franțuși, acum ne-am englezit, așa că mai vedem mai departe, poate ne ducem spre Japonia. Oricum ar fi, putem să-i spunem un weekend teatral. Așa este, așa este. Care devine de la ora 12 de la prânz și până duminică seara. Spectatorii sunt invitați alături de trupa gălățeană să vadă ce au făcut în ultimul an, ce și-au propus, dacă și-au atins obiectivele, dacă sunt lucruri pe care ei le consideră valoroase, mă refer la spectatori. Mai vreau să menționez că vineri... Să știi că nu o să te mai las multă vreme pentru că e corespondență, okay. Și le-am luat copiilor acestora din emisiune, copiilor voștri de la teatru. Timp. Atunci... te las în compania colegilor. Dar să știi că ar fi trebuit să anunțăm spectacolele, pentru că sunt 3 spectacole care vor rula, și atunci hai să anunțăm spectacolele, să știe oamenii la ce vin. Spectacole se întâmplă la ora 19 în fiecare seară. Vineri vom avea o repetiție moldovenească, sâmbătă Vrabia,
iar duminică în Țara Minunilor. Succes, baftă să fie. Să fie, și sunt și conferințe la care oamenii pot participa. Ai spus că se poate participa, da. Intrare liberă. Nu e obstrucționat nimic. În fiecare zi de la ora 12 vor fi mese rotunde, iar după fiecare spectacol, în fiecare seară, va fi o discuție post-spectacol despre spectacolul respectiv. Va fi la interactivitate. Am înțeles. Da, la un pahar de vin și la o discuție liberă despre ce s-a întâmplat acolo și despre spectacol și despre teatru. Da. Ți-ai propus un target anume? În ce sens target? Nu știu, în toate sensurile. Alege tu un sens. Mi-ar plăcea să fie într-adevăr o întâlnire foarte interesantă între gălățeni, între publicul gălățean și teatrul lor. Da, frumos. Și pentru că, iată, se încheie corespondența noastră telefonică, eu întreb pe cei doi actori care sunt aici cu mine în studio dacă doresc să-ți adreseze ție o întrebare despre showcase, despre, sau dacă tu vrei să le adresezi lor, pentru că interactivitatea a fost în discuția noastră, așa că hai să facem interactivitate. Nu, aștept întrebări. Nu, n-am o întrebare neapărat, dar aș vrea, Florin, să menționăm că există un clip al spectacolului în Țara Minunilor care este absolut viral și toți spectatorii sau, mă rog, viitorii spectatori pe care noi îi așteptăm la teatru trebuie neapărat să intre pe pagina teatrului și să vadă despre ce e vorba, să vadă ce înseamnă când teatru nu mai e teatru, ci e viață pură, 100%, și când lumea are senzația că acolo nu e teatru, ci e o răscoală. În toată regulă, da, așa? Da, da, un protest. Deci s-a viralizat un clipuleț. Deci protestați la teatru, Florin? Da, da, da. Au oamenii ăștia nemulțumiri, cred că protestați. E complicată discuția. O lăsăm în altă emisiune. Ok, ok. Bine. Ne așteptăm vineri, sâmbătă și duminică la un super weekend teatral la Un maraton teatral. Bine, mulțumesc frumos. Seară bună în continuare. Mulțumim. La revedere. Seară bună. Mulțumim. Ciprian, nici nu te-am lăsat, poate că voiai și tu să n-ai vrut. N-ai întrebări. Știu tot. Păi după spectacolele de ieri și de altăieri, eu cred că știi totul deja. Și am uitat tot. Și ai uitat tot, așa este. Dar să știi că basmul acesta Tinerețe, eu amintesc pentru că vreau ca oamenii să audă, să rețină și să meargă la spectacol. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte te marchează, te face să uiți tot, să-ți aduci aminte tot și iar să uiți și așa mai departe. Rămăsesem, dacă tot timpul ne întrerupe ceva și cineva în viața aceasta. Exact ca în viață, sigur că da. Eu o să profit acum de pauza asta și am să spun încă o dată. Avem o carte de dat cadou celor care ne sună 0236 319 185. Este o carte de poezie și e foarte frumoasă, să știți. Gânduri de strajă se numește, scrisă de preotul și scriitorul Ionel Rusu. Și voi adresa întrebarea acum. O întrebare ușoară, tare, tare de tot. Cine a scris, cine a cules basmul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte? Și unde se joacă spectacolul cu titlul acesta? Vă aștept. 0236 319 185. Sunați și câștigați o carte cu gânduri de strajă. În vremurile noastre chiar trăim perioade în care trebuie să fim cu gândurile străjuite sau să fim străjuiți noi de, știi, să nu ne mai lăsăm piticii aceia liberi tot timpul. Hai să trec la curiozitatea mea. De ce am întrebat și la început, de ce ieșați din scenă și intrați în scenă în timpul spectacolului? Care era mobilul? Pentru că voi la un moment dat erați niște actori în scenă, apoi veneau alții, plecau alții. Care a fost mobilul? De ce ați făcut așa? Pentru că mie ce mi-a transmis că nu sunteți personaje care joacă textul, cum ai spus tu, Ciprian, dar până la urmă tot intrați ca niște personaje, adică încercați să mimați o modificare a pozițiilor voastre. Ca și când totul e într-o mișcare continuă, cum e și timpul, cum e și lectura voastră foarte rapidă, pe repede înainte, viața repede înainte. Cumva decizia asta cred că a
fost decizie, nu e chiar decizie, a fost alegere. Alegerea de a ne lăsa liberi a lui Adi și de a ne spune ieșiți când vreți, intrați când simțiți, dar dacă intrați trebuie să însemne ceva pentru voi. Dacă vă alegeți o anumită replică, un anumit moment din spectacol, trebuie să știți voi, pentru voi, dacă are sens de și ce are intrat? Sens în toată povestea asta. Deci nu ne-a pus cu mâna sub nicio formă, nu ne-a spus tu intri pe acolo, tu ieși pe acolo. Știți ce mi-a transmis mie? Mi-a transmis că în momentul în care intrați, în momentul în care ieșați, am zis bun, are o treabă de făcut, a plecat, nu mai este atât de intrat. Nu, că nu era vorba de cum aș vedea viața, nu despre spectacol e vorba. Și apoi când intrați, mi-a sugerat faptul că exact în momentul acela ai vrea să spui ceva, să intervii, să spui tu ceva, poate. Și atunci ai intrat, că te-a interesat. E interesant ce zici. Pentru mine personal, de exemplu, alegerile de a ieși din scenă sunt conduse mereu de gândul e prea mult. Când pentru mine ceva din ce zice un coleg de-al meu e prea mult și eu nu mai pot, efectiv nu mai pot sta acolo. Minunat. Pentru că simt că o să răstorn mese. Minunat că ai adus aici discuția. Dar cred că e și o chestie estetică să fie în 7 oameni pe o canapeluță foarte strânși acolo cu toții. Estetica ar fi dat, o chestiune și mai apăsătoare decât oricum spectacolul. Dar când tu ai spus acum că atunci când nu mai puteai să stai, ieșai, alegeai să ieși, mi-ai ridicat o minge la fileu pentru că eu am avut momente și ți-am spus în culisele emisiunii când am vrut să ies, pentru că era atât de multă încărcătură și îmi spuneam așa, vreau să ies acum, nu mai vreau să ascult, acum. Și mi-ai spus, mi-ai confirmat asta. Da, e bine că am simțit asta și mi-ai confirmat. Acum, nu știu, cum ați simțit din scenă publicul spectator? Pentru că îi vedeți. Da. Îi vedeți. Vă rog să-mi spuneți. Că se vede tot din scenă. Păi unii erau foarte captivați și foarte atenți și concentrați la tot ceea ce spuneam și la poveste și la trăiri. Alții erau mai puțin conectați. De altfel nu e ceva de ascuns că au fost spectatori care au părăsit spectacolul. Da, au fost spectatori care au părăsit sala, sigur. Dar nu văd în asta. Dar nu e o problemă până la urmă. Un spectacol care produce niște emoții puternice și care e și făcut într-un mod neconvențional, să zicem, sau cel puțin neconvențional pentru modul în care spectatorii noștri văd de regulă spectacolele și forma lor. Da, pentru nu, poate au nevoie de mai mult timp până să se conecteze la poveste sau sigur, la tipul ăsta de spectacol. Dar este un experiment greu, Ciprian. Este. Și Petronela, este un experiment greu. Și e foarte și pentru voi și pentru spectatori. Ce mi s-a părut mie publicitate, foarte... ne-a arătat Alex. Las, publicitate. Alex, o secundă. Ce Alex, mi s-a părut uite, mie extrem rog, de interesant. Fii atent aici. Extrem de interesant. Mulțumesc e ca... mult. În rândul... poți să și, Alex, poți să și vii cu întrebări dacă vrei să întrebi. Este liber. Poți pentru poate, că... poți mai târziu, că acum... Bine, mulțumim. Da. Mulțumim. Bine. Te rog, Petronela. Spuneam că ce mi s-a părut mie personal foarte interesant e ca undeva în rândul 2 în stânga să fie cineva care plânge, care lăcrimează și care își șterge ochii și în partea cealaltă cineva care stă pe telefon. Adică spectacolul e au cum suntem noi. Au fost multe ipostaze, le-am urmărit și eu. Spectacolul e cum suntem noi și el pică în noi așa cum suntem. Unii vor vrea să iasă, unii vor vrea să rămână și să se întrebe ce se mai întâmplă, ce mai simte, ce se mai întâmplă cu actorii, cu personajul, cu unde merge povestea. Invitații mei din seara aceasta, dacă ați intrat mai târziu, sunt Petronela Budea de astă dată și Ciprian Brașoveanu. Să vedem de câte ori mai intrăm ca să spun știi pe rând. Să nu rămâneți, eu știu, unul supărat pe celălalt sau pe mine. Publicitatea ne-a întrerupt și sunt atât de multe gânduri și vorbim și în pauză și sunt multe, multe și de discutat. Și rămânem și vreo două, rămânem, da, și am putea rămâne în emisiune. De asta se fac podcasturile, știi, că în podcast poți să vorbești mai mult, să te dezvolți mai mult, așa, într-o emisiune limitată, ce să faci, cât să faci, cum să întinzi de timp. Mi-am făcut documentare, mi-am scos, 40 de întrebări sunt extrem de puține, apropo de, vreo 100 sunt puține. Și el, așa că
discutăm cât putem. Vorbeam de simbolistică și vreau să vă întreb pe voi, că ați fost în spectacol, când Făt Frumos pleacă în călătoria vieții lui, unde pleacă? Rămăsesem la întrebarea aceasta. Unde face fraților călătoria aceasta? Dacă voi v-ați pus întrebarea aceasta sau dacă voi credeți că publicul a înțeles chestia asta. Pentru că povestea e așa, împăratul și împărăteasa nu pot avea copii, se duc la un vrac, să zic, sau nu știu ce era, li se dă ceva și omul le-a spus așa, veți avea un copil, dar nu veți avea parte de el până la final. Va fi o poveste acolo tristă. Pentru că și ei, la rândul lor, își căutau sensul, așa cum și Făt Frumos și îl urmează pe al lui. Doar că sensul lui nu era acela ca al părinților lui. Și anume acela de a avea copii, de a se căsători cu o femeie și de a se stabili undeva. Dar te aduc la momentul în care calul pe care el îl alege din grajdurile tatălui său și care e cel mai urât, cel mai mârțoagă dintre mârțoagele posibile pe pământ, vai de capul lui, răbegit acolo și cum era nemâncat, bubos, da, ca așa e, îl alege pe acela. De ce credeți că a ales calul acela? Voi n-ați avut un cal în scenă, dar colegul vostru Ștefan Florin a desenat. Da, foarte frumos. A desenat. Da, mă gândeam și eu ce frumos a desenat. Cred că l-a ales și că știa să deseneze pe el, că puteai să desenezi tu sau tu. Și atunci... pentru noi a fost o surpriză. Eu nu știam că Ștefan a desenat și a desenat de foarte liniștit și după cum ai zis, eu nu cred că l-a ales. Adică nu cred că nu știa. Pur și simplu, la un moment dat, în căutările noastre, am spus la un moment dat, hai să încercăm și lucrul ăsta. Și dintre toți, Ștefan era absolut talentat. Hai să revenim. De ce credeți că a ales calul acela? Pentru că tatălui avea în grajduri cai frumoși. Păi da, dar se pare că niciunul nu era potrivit pentru drumul ăsta și așa cum se întâmplă și în viață de foarte multe ori, cred că găsim soluții sau răspunsuri la întrebările pe care ne le punem tocmai acolo unde, nu știu, ne așteptăm mai puțin. Da, știi ce a spus calul? Ce a spus calul? Dacă vrei... calul prima dată când l-a văzut a zis, a dat Dumnezeu să mă vadă și pe mine un voinic bun, de atâta timp, da? Și ce a spus calul? Mergem în călătorie, dar du-te și caută-mi ce? Că l-a trimis calul. L-a pus la treabă, cu alte cuvinte. Da, dar nu i-a dat ceva simplu. I-a spus, du-te și adu hainele tatălui tău, armura, sabia, palosul, armura, arcul, săgețile, toate. Unde a găsit în povestea voastră Făt Frumos hainele? Undeva într-un tron erau. În același loc ca și în basm. În același, sigur că dacă am văzut că ați făcut... Da, a rămas o parte. Ei, tot basmul. Tot basmul se regăsește... Nu, a rămas o parte din exprimare. L-a găsit acolo, într-un tron vechi, vai de capul lor ponosite, le-a adus calului, a adus toate spre cal, și timp de 6 săptămâni, care fac cam 40 de zile, l-a hrănit pe cal, el a lustruit armele și a făcut totul să fie să arate bine și a mâncat ce a mâncat calul? Ce a dat calului să mănânce? Orz fiert în lapte. În lapte. Orzul este un element, spuneți-mi că o cereală. O cereală care dată cailor se spune că îi întinerește, că îi face să fie bidivii de aia, strașnici, și laptele care te duce cu gândul la hrana esențială primordială a copilului. Multă simbolistică în basm. Și atunci, tot ce a găsit Făt Frumos erau ale tatălui lui, de fapt. V-ați gândit la chestia asta, că el, de fapt, a plecat cu calul acolo unde tatălui fusese, de fapt. De mult. Era calul tatălui lui. În poveste e calul tatălui lui. Nu
știu. Ne-am pus întrebarea oricum de unde știe calul. Este singur, calul... putem să bănuim sigur că cel cal cel puțin a fost știa acolo. Drum. Sigur că, a fost da. Tatălui acolo, eu am zis că, eu am zis din poveste de când am auzit-o că a fost al tatălui, pentru că tatălui în tinerețea lui a avut același ideal sau a avut idealuri. Și după căsătorie, că zice lumea, trebuie să te căsătorești, să faci o casă, trebuie să faci un copil, trebuie să trebuie, nu trebuie nimic și nu trebuie să te bagi în viața omului. Și atunci omul acesta tânăr care la 15 ani deja gândea, a zis: tată, mi-ai promis ceva, dă-mi. A, ți-am zis așa, că de unde să-ți dau? Deci apare minciuna. Mai apare tot ce apare în viața asta. Adică, te țin, te, așa, copilul meu este, vai, l-am făcut. Pentru ce credeți că a făcut împăratul și împărăteasa efortul și au făcut copilul până la urmă, care nu venea, nu venea, nu venea? Și a venit prin, cu ajutorul unui vraci. Păi sunt multe, sunt multe întrebări pe care hai, Ciprian, gândește-te la, gândește-te la expresiile poporului român. Pentru ce faci un copil? Pentru ce fac cei mai exact, copil? Exact, asta voiam să spun. Că te rog. În exercițiile și în laboratorul pe care l-am făcut, ne-am pus fiecare dintre noi această întrebare. De ce vrem să facem copii? Spune-mi tu de ce vrei să faci copii sau nu vrei. Te rog. Păi pentru că basmul te duce departe. Unul din motive se pare că, adică se pare, sunt foarte multe, dar unul dintre ele este că ne simțim cumva împliniți. Când doi oameni au o dragoste, ea se împlinește prin atunci copil. Când se naște o altă viață. Și atunci te extinzi cumva, adică tu însuți te duci într-o nemurire accesibilă, să zicem, prin copilul tău și copilul tău la rândul lui, prin copiii lui și așa mai departe. Adică nu reușim să accesăm nemurirea, dar reușim cumva să o facem prin noi ca oameni, nu știu, așa, ca omenire. Da, dar pentru că există, basmul acesta este cules de Petre Ispirescu și oamenii în popor vorbesc și spun multe lucruri, știi, sunt proverbele. Da. Ce zice omul când își face un copil? Hai, Petronela, te rog, spune tu. Păi nu știu, că dacă aș fi făcut până acum... Sunt multe, vreau să scoatem pe aceea. Mi-am făcut un copil ca să... Ca să ce? Ca să-ți aducă o cană de apă la bătrânețe? Bravo, Petronela! Asta mi se pare cel mai egoist motiv din toate și nici măcar nu vreau să-l menționez. Asta e. Ei, în basmul acesta apare și chestia aceasta. Când a plecat Făt Frumos, ce a fost în palat? Jale. Jale, am spus amândoi în același timp, pentru că pleca cine putea să ducă mai departe și cine putea să dea și paharul de apă și cine putea să fie ăla cu care să mă mândresc eu că face ce vreau eu. Sau dar ce spun una eu. Una peste alta, în povestea noastră, pe lângă basm, mai spunem și că ei au încercat și au tot încercat să facă un copil și spunem de multe ori, da, pentru că da, nu puteau să-și umple golul. Exact. La un moment dat exact, apăruse un gol exact, care trebuia umplut cu ceva și s-au gândit și s-au tot gândit și au decis că ăsta că e. Golul este copilul. Iată ce durere, ce... pentru că de asta ți-am spus că m-ați băgat cu spectacolul e în zona viață aia negativă. E ca în viață, absolut. Tatăl, împăratul, a avut și el un ideal, dar pe urmă s-a căsătorit și a intrat în ritmul firesc al unei vieți și n-a mai avut idealurile acelea. Absolut, da. Taică s-o ajunsese și el. Vă întreb și revin. Unde face călătoria omul ăsta? Credeți că există tărâmul ăsta unde, pe unde a trecut el cu... Adică chiar exista gheunoaia, chiar exista... Așa, chiar exista gheunoaia, chiar exista scorpia, chiar exista... Ăstea sunt personaje care din viață. Care erau niște femei. Absolut. Care și ele, niște absolut, femei, că toate absolut, femeile. Absolut. Bine, basmul le dă o formă fantastică. Nu, dar el le întâlnește dar... și da, ce da, întâlnește? Și elementele esențiale din viață le-a întâlnit. Și pe gheunoaia, și pe scorpie. La scorpie avea trei capete, scorpie. Ce credeți că ar fi fost trei capetele la femei? Păi, mânia, furia, ce mai sunt? Toate cele trei. Și el a trecut prin toate. Dar unde a trecut? Călătoria asta se face în sufletul lui, în inima lui. Nu cred că... Bine, Ispirescu ne transmite nouă copiilor când citim în copilărie. Călătoria aceasta s-o vedem ca pe o călătorie, da, pe tărâmul nu știu care și așa mai departe. Dar călătoria aceasta fiecare o facem în sufletul nostru. Da. Și suntem oameni care ajungem acolo unde e idealul nostru, unde e scopul, sensul nostru și oameni care nu ajungem pentru că facem ce trebuie, de multe ori. Și acum vă las pe voi să-mi spuneți ce ați simțit în timpul spectacolului și cum ați trăit acest spectacol voi.
Foarte mult. E enorm, enorm. N-avem cum să... Deci emisiunea n-are cum să cuprindă tot basmul acesta. Basmul este absolut superb. E foarte greu. Noi e foarte greu. Am lucrat 3 luni. 3 luni și ceva la acest spectacol. Vreme pentru, nu știu, am cineva să facă 2 sau chiar 3 spectacole. Însă pentru noi au fost 3 luni în care efectiv ne-am scufundat în fricile noastre, în vulnerabilitățile noastre, în... și ne-am căutat noi pe noi, am încercat să ne punem aceeași întrebare. Dar ăsta e basul, odată cu e făt căutarea frumos. Noastră. Și atunci unde faceți? Cum v-ați simțit în spectacol? Asta vreau eu să-mi spuneți acum, fiecare dintre voi. Foarte vulnerabilă, extrem de vulnerabilă și cred că este primul spectacol al meu pe care îl iubesc și îl urăsc în egală măsură. În egală măsură. Pentru că mă face să simt lucruri pe care niciun alt spectacol nu le simt și pentru că mă face să fiu atât de efectiv dezbrăcată în fața spectatorului, pentru că Adi ne-a spus în continuu: voi nu jucați nimic, voi sunteți voi, Petronella, exact, Ciprian, voi exact, sunteți voi actorii, urcați pe scenă și spuneți textul ăsta. Imediat cum începeam să jucăm, ne... Vă reveneați. Da, nu, adică vă reveneați la ce aveați de făcut. Ridica două degete, da, și ne spunea, exact, nu e, hai să nu mai jucăm, hai să spunem povestea și atât, că e suficient de importantă. Deci pe tine te-a făcut foarte vulnerabilă spectacolul. Așa ai spus, așa ai spus. Nu doar că m-am făcut, dar cred că m-am și lăsat eu pe mine să fiu așa. Asta e foarte bine. Dacă voiam să închid ușile și să zăvorăsc totul... Dar nu câștigai nimic. Dar nu câștigai nimic. Nici eu și nici spectatorii. Nu, absolut. Ciprian, brașoveanu. Cumva... E un erou tragic acest fost frumos. Și îl văd pus în... Dar suntem fiecare dintre noi. Știi că pune-te în locul lui și vezi. Și, adică fiecare dintre noi căutăm și, căutăm și căutăm. Da. Și plecăm la drumul ăsta și... Și cumva... Ne întâlnim cu Gheonoia, cu Scorpia. Mă identific cu multe din lucrurile pe care le-a făcut și le-a spus. Această căutare de a ajunge în locuri în care alții n-au mai ajuns. Dar în același timp această... călătorie, genul ăsta de călătorie în același timp e și foarte periculoasă și foarte dificilă, pentru că într-adevăr, nouă oamenilor nu ne e dat să fim nemuritori. Noi putem să ajungem, să spunem, într-o zonă spirituală înaltă, dar uneori cu riscul de a părea nebuni. Și cam asta, adică ieșirea din timp pentru oamenii obișnuiți poate părea un fel de... Așa ne uităm la unul care a găsit el... Sigur, așa, oamenii pare, așa văd oamenii. Pare o nebunie. Sigur. Dar te fac în față nebun. Nu e nimic de ascuns aici. Așa că... Da, pe mine adică eu ascult când și când ies în culise. Da. Rămân conectat la poveste și ascult și sunt multe lucruri care mă emoționează de fiecare dată. Da, sentimentul pe care l-ai trăit în spectacol acum în zilele acestea că a fost premieră, care a fost cel mai intens sentiment? Când erai în spectacol, la ce te gândeai? Ți-a și zburat gândul? Ți-a venit să spui vreau să se termine odată spectacolul, oameni buni, a durat 2:20, dar noi l-am anunțat într-o altă corespondență 3 ore și apoi l-ați redus la 2:20. Da. E mult, e maraton. Este. Totuși, așa e. Ce făceai în spectacol? Cum erai? Cum te simțeai? Petronella spunea că s-a lăsat vulnerabilizată și foarte bine a făcut. Îmi aduce aminte, adică eu în ultimii ani am început să mă gândesc să mai te des. Cauți mai mult. Mai des la moarte. Și evident că... E o temă mare. E o temă mare, dar în același timp accesează și niște frici, niște absolut, gânduri pe care le am și despre cum îmi doresc, cum îmi doresc eu să fiu în momentul în care mă întâlnesc cu moartea. Și evident că cu proiectul ăsta am accesat... Adică m-am dus în zonele sigur astea foarte mult. Dar așa că pentru ușor, mine... Făt frumos a ajuns, a deschis cufărul așa sau pare. Și a picat, s-a transformat în praf, da, și pulbere și
Și da, cum ai rămas cu gândul ăsta? Cum ai rămas legat de, de marea temă a omenirii, moartea? Că ai spus că în ultimul timp te-ai gândit mai mult și mai des. Pentru că au fost și anii de pandemie, care pe toți i-a făcut să se gândească. Cum ai rămas cu chestia asta? Adică, în timpul spectacolului, ai ajuns la o înțelegere? Da, da. Aha. Da, adică eu ți-a ajutat în direcția asta? Care, da, da. Asta e foarte bine. Asta e foarte bine. Dar vă întreb pe amândoi, pentru că te las un pic acum, să nu intrăm foarte tare acolo, că te vulnerabilizezi tu prea tare acum. Da, e foarte ok cu moartea. E foarte ok. Mă și sperie cât de ok e cu moartea. Bine. Și e eu bine, nu sunt de acord. Și tu nu ești de acord. Eu mi-am mai spus de câteva ori. Ești mult prea relaxat în fața morții și asta nu-mi convine. Păi da, da, el e înaintea ta pe drum. S-a căutat mai mult. Vreau să vă întreb, este nevoie de o altă paradigmă în care să ne trăim viața acum? După tot ce a fost, după tot ce... Părintele Ionel Rusu și scriitorul, de câte ori mă întâlneam cu el, am spus în emisiune când a fost la mine aici, îmi spunea holera asta. El numai holera a spus la toată povestea asta. E nevoie de altă paradigmă? Voi ce spuneți? Pentru că și din spectacolul acesta puteți să vă dați seama dacă e nevoie de o altă paradigmă sau nu. Nu știu, nu, adică... Adică trăim într-o paradigmă, da. Am trăit într-o altă paradigmă. Și acum e nevoie de alt ceva? Să schimbăm paradigma? Nu știu dacă putem să o schimbăm noi. Cred că fiecare... Dintre noi. Să stăm cu noi așa cum am stat poate eu și m-am gândit la anumite lucruri. Poate că de asta e nevoie să ne dăm mai mult timp nouă și să învățăm cumva să ne simțim bine în propria companie. Și poate să avem răbdare și poate începem cu spectacolul ăsta despre care lumea tot zice că e lung. Și este lung. Este, dar poate că trebuie să începem să facem un exercițiu cu noi toți, da? Știu, și să avem răbdare, pentru că răbdarea e o virtute mare. Lumea de multe ori vrea să vină la teatru și să râdă. Și atât. Sau să se distreze și atât. Într-un timp, nu înțelegeam chestia asta cu râsul oamenilor la teatru, pentru că și eu spuneam, zic, băi, dar numai. Nu se poate așa, trebuie să și intri să te cauți pe tine, să te întrebi, să pleci cu întrebări. Păi de asta am făcut spectacolul ăsta. Sigur că da, dar în ultima perioadă lumea e foarte tristă. Și nu e tristă la noi în România, nu, să nu credeți lucrul acesta. Afară sunt foarte triști și se prefac, au zâmbetul acela de complezență, au complezența aceea care este o mizerie ordinară, pentru că te minți tu pe tine. Iar aici în poveste, în Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte, e vorba și despre minciună. Măi, de la începutul nașterii acestui făt frumos, tatăl lui l-a mințit. I-a spus, hai fiule, ieși afară, vino pe lumea asta, că-ți promit. Tinerețe, și știa că nu e adevărat nimic. Deci minciuna sălășluiește peste tot. Minciuna stă cu regele la masă. Dintotdeauna. Eu cred că totuși a avut intenții bune tatăl din povestea noastră. Voi țineți, adică, țineți cumpărat. Nu cred că a făcut conștient. Adică cred că voia doar să fie bine. Da, intenția era bună pentru că voiau un copil. Dar nu pentru că l-ar fi lăsat pe copil să-și urmeze drumul. Cum v-au direcționat părinții sau nu v-au direcționat viața? Ați spus vreodată, măi, eu vreau să mă fac actor și cineva să vă spună din familie, hai, fugi de aici. Adică, la voi, vouă vi s-a dat voie să urmați un vis? Asta a fost visul vostru? La mine, da. Adică știu că mi-am dorit... dorința mea nu se îndrepta neapărat spre teatru, cât spre ideea de actor... și mai mult spre ideea de actor de film, că eu cu filmul am luat contact de la o vârstă fragedă și asta m-a... Și ai și regizat un film, Cafe Jurnal, parcă era al tău. Vorbit despre asta la momentul respectiv. Și în momentul în care m-am hotărât să fac asta serios, părinții nu mi-au stat în cale, dar nici nu au fost foarte, într-o primă fază, așa, foarte bucuroși și ziceau, mai bine faci ceva serios. Exact, da? Asta e, vezi? Aia... Și împăratul voia, că a fost o jale, am spus toți aici, că a fost o jale când a plecat frumos. Avea nevoie de un moștenitor care să preia toate responsabilitățile. Vă dați seama ce au plâns ei, pentru că au și murit, s-a terminat toată împărăția și n-a mai venit fiul?
Păi, la un moment dat chiar discutam chestia asta că... Doamne, câte sunt de discutat în pas. Nu cunoaște nimeni în poveste ce s-a întâmplat cu ei și noi am explorat și zona asta și ne-am tot dinuit, au stat într-o jale imensă. Cine a murit dacă după. Dar l-a spus Vraciu, la început totul va fi o tristețe și o singurătate. Nu v-ați avea parte de el. Da, atunci când ești în... într-un moment de ăsta foarte tensionat și important în viață, uneori zici, da, mi-asum suferința, mi-asum toate lucrurile astea. Sau alegi să n-auzi, pur și simplu. Sau să ignor, da. Poate eu vorbiți despre părinți, despre împărați, da, împăratul. În momentul în care i-a spus Vraciu că... Da, păi a și ignorat, dar nu s-a gândit în viața lui că va pleca copilul lui pe care l-a crescut cu toate bogățiile din lume și i-a dat, cum acum în vremea noastră, îți dau Mercedes-urile toate, nu mai stai și fă ce vreau eu, ce spun eu, dacă eu nu m-am realizat în domeniul ăsta, realizează-te tu și visul copilului tău e altul. Și tu spui, nu, eu vreau să-mi dau o cană de apă la bătrânețe, nu vreau să plece. Și copiii pleacă până la urmă, cei care au curaj, cei care nu rămân, cei care nu se sacrifică și așa mai departe. Trăim într-o criză de spiritualitate în acest moment și vă rog să-mi vorbiți prin prisma spectacolului și a poveștii. Cred că e... Nu știu dacă sunt în măsură să dau un răspuns, dar... Da, gândește-te, da, iau în paralel cu tine, cumva, cu persoana ta, și cu cel care a fost unul din actorii care a fost pe scenă în Tinerețe fără bătrânețe și Viață fără de moarte. Trăim o criză de spiritualitate în acest moment. Spiritualitatea vorbi la modul general, deci da, nu mă gândesc la nimic delimitat. Da, există o criză, cred, cel puțin la mare parte dintre noi și cu viteza asta cu care trăim și trece timpul mai repede ca oricând și nu mai avem, asta spuneam că e bine să stăm puțin, să punem o frână, parcă nu ne mai plictisim, nu știu, haideți să ne plictisim cumva. Să ne plictisim puțin. Știi care e cuvântul? Tihnă. Hai mă, să stăm puțin în tihnă, măcar la un ceai, la nimic, să nu faci nimic, dar să stai în tihnă, tu cu tine. Sau cu cel drag, da, sau... Da, da. Și permanent, adică și atenția ne-am modificat. De ce facem asta, Ciprian? Păi e mult mai simplu, acum avem... Eu cred că fugim de noi. Eu cred că fugim foarte tare de noi. Nici nu avem contextul care să ne împingă, totul e pe repede înainte, avem servicii de streaming, accesăm, ne plictisim, ne mutăm atenția pe altceva și cu spectacolul ăsta cumva încercăm să readucem... Sau să-i readucem măcar pe cei care vin. Ce bine ar fi cu spectacolul acesta să se gândească lumea că are nevoie de tihnă, știi, de câteva momente de tihnă. Asta și încerc să transmit la începutul spectacolului, când am o mică intervenție care s-a modificat și s-a dezvoltat cumva de joi până duminică, până ieri. Ia uite. În care încerc să le induc ideea de relaxare, de ascultare, de a urmări cuvântul, ideea. Mare lucru, senzația. Ascultarea și să urmărești cuvântul. Nimeni nu mai ascultă. Păi, toată lumea aude ceva. Petronela, spune și tu, te rog, legat de criza de spiritualitate. Mai să mă întreb eu pe mine acum. Întreabă-te, vreau să pleci cu întrebări de aici. Ce numai de la voi? Da, nu știu dacă am un răspuns. Nu știu dacă am un răspuns. Nu știu dacă sunt într-o criză. Eu am multe crize așa. Nu, dar lumea trece printr-o criză de spiritualitate? Așa pare. Ești mai indulgentă. Da, pentru că nu știi ce-i la fiecare în suflet, ce-i la fiecare în oricum, minte. Oricum, trebuie să încheiem emisiunea, nu mai avem mult. Spune, continuă-ți. Păi să le punem o întrebare ascultătorilor noștri. Alex a vrut și el să adreseze o întrebare mai devreme. Și eu să pun o întrebare. Te rog, Alex. Da. Vă se întâmplă des să aveți emoții când urcați pe scenă? Ce întrebare bună, mulțumesc că ai adresat această întrebare. Pentru că, ce bine că ai întrebat. Așa. Mi se întâmplă o chestie, ni se întâmplă tuturor și cred că vorbesc în numele tuturor colegilor mei la spectacolul ăsta. Una dintre cele mai mari temeri ale actorului e să nu aibă blank, să nu uite textul, să nu mai știe ce să spună. Da. Ei, noi avem textele în mână, deci aveam foile acelea în mână, n-are, în teorie, n-are ce să se întâmple, nu moare nimeni. Ei, și cu toate astea, cu toții, am avut niște emoții extreme. V-am auzit, extreme. Dar era normal, era firesc. Pentru că... V-am auzit emoțiile că vă mai încurcați din când în când. Sunt bucăți din noi. Bine, și ritmul e amețitor. E foarte repede. Da, emoții sunt mereu. Am înțeles. Mulțumesc mult.
cu plăcere. Asta, Ciprian, te rog. Da, și, da. Întrebasem pentru amândoi. Așa. Da, sunt emoții de fiecare dată și eu mă înțeleg bine cu ele. Nu mă las copleșit, dar îmi place să le am alături. Sunt emoții constructive, într-un fel. Pot fi și emoții constructive. Da, da. Sunt, da. Mulțumesc. Mulțumesc, Alex. Pentru că am vorbit despre emoții și despre căutarea de sine, în BAS, ați vorbit despre în ce direcție pleacă, fost frumos, când pleacă. Acolo e desenat, pe desenul lui Ștefan Forir, e desenat fătul cu calul, care e un cal, deci se ridică în două picioare și mănâncă jăratec și 2 minute. Mi-arată Alex 2 minute. Alex, crede-ne, mai lasă-ne măcar unul. Alex, 3 zile și 3 nopți. Este atât de greu să discuți un vas legendul acesta. Cred, îmi dau seama, și e frumos de discutat basmul ăsta, pentru că e mult. General, basmele mi se pare. Basmele sunt superbe. Ele concentrează cumva înțelepciunea populară, absolut, și asta absolut, primordială. Absolut, absolut. V-ați întrebat sau ați vorbit despre chestia asta, unde pleacă, vorbeam de criza de spiritualitate și o leg. Unde pleacă făt frumos cu calul după ce au trecut cele 6 săptămâni, 40 de zile alea care înseamnă de fapt, știi că în astea 40 de zile el a așteptat în pustiu, care înseamnă postul lui Iisus Hristos, care înseamnă ridicarea la cer a sufletului când moare omul, care înseamnă, Doamne, câte semnificații, câte... Omul de la care a cules Petre Ispirescu, să-i fie iertat, să-l ierte Dumnezeu, să-l țină în lumină, era mult înaintea noastră. Da. Să fim drepți. Încotro pleacă? Unde pleacă? În ce direcție pleacă, făt frumos? Spune-mi poveste. El spune clar spre să găsească ceea ce tatăl lui i-a făgăduit. Da, nu, deci în ce direcție, Petronela? În ce direcție? Da, în ce punct cardinal? Hai că aveți în poveste. Ciprian, nu pleacă spre răsărit. De ce pleacă spre răsărit? Că am vorbit și de Iisus, că am vorbit... Deci, măi, pleacă spre răsărit, măi. Deci nu pleacă spre nord. Spre nord era frig și rece, de-aia pleacă. Da, da, spre răsărit. Acolo era lumina. Acolo era... Acolo se gândea că va găsi. Spre răsărit. Deci aici vine și pe ce am spus eu. Criza de spiritualitate. Plecăm de foarte multe ori invers direcției în care am putea să plecăm. Și atunci, poate că pe drumul ăla de invers... Poate că e mai ușor, dar n-ajungi nici acolo, nicăieri, și cred că pe drum poți să și mori. El drumul și l-a făcut, el a ajuns în final la tărâmul acela, unde a găsit zânele și a luat și o zână de nevastă. Da. Nu? Zâna cea mică. Până să ajungă acolo, a fost nevoie să se întâlnească cu el, cu toate părțile rele și negre și urâte din el. Cu tot. Și a trebuit, vorba ta, să... trăiască și post și absolut, arșiță și absolut descompunere fizică. Și faptul că în momentul în care s-a întâlnit cu Gheonoia și înainte de a se întâlni cu Gheonoia a trecut printr-un câmp cu oase. Deci acolo fuseseră oameni și rămăseseră acolo doar moartea. Da, bineînțeles, dar fuseseră oameni, zic, vii. Și acum erau doar oasele, pentru că osul e singura parte din om care rămâne, care nu se dezintegrează. Și de ce rămâne și de ce a adus osul, zic eu, omul acela, nu știu, habar n-am, sau Petre Ispirescu, pentru că în osul acela, dacă vrei să faci analiză, faci de acolo, știi, că din măduva aia iese și găsești amprenta omului, știi? Și atunci el pe drum a avut toate lecțiile de învățat, toate lecțiile, dar Gheunoaie i-a tăiat piciorul. Dar el a dat înapoi. I l-a dat înapoi. Dar cum i l-a dat? Că Gheonoia l-a luat pe toate căile și a știut cum să facă. Și i-a dat piciorul. De ce i-a tăiat piciorul? Pentru că i-a tăiat stabilitatea. Și Gheonoia asta venea dintr-o femeie normală și de fapt ajunsese cum ajunsese. Deci el s-a întâlnit cu toate tenebrele lui, cu toți demonii lui interior. Și cu toate astea a mers mai departe. Și cu toate astea a trecut. Scopul era... precis. Da, și pentru că s-a întrebat și pentru că nu l-a interesat în spate ce a lăsat. Pe de altă parte, familia lui a rămas în jale și totul s-a năruit în momentul în care toată lumea a murit și așa mai departe. Dar ai văzut calul ce i-a spus? Da, stăpâne, merg, mă întorc.
Da, două minute și un minut, da, trei. Mi-ai arătat, da, mulțumesc, mulțumesc. Nu, n-a adăugat, da, nu a spus unul. Da. Cu toate acestea, Carol, ce i-a spus, care știa povestea. Stăpâne, te duc înapoi, că ți-e dor de părinți și de ce ai lăsat în urmă. Dar eu stau puțin și mă întorc, dacă nu mergi cu mine. Vrea. Puteți să explicați chestia asta cu Carol? Aici sunt și niște zone... greu, tangibile, greu. Fizică, cuantică, da, și absolut, alte lucruri, absolut, pe care le-am absolut tot discutat. Da, fizică cuantică este și când el îi taie capul scorpiei sau când îi taie piciorul, când se luptă. Uh-huh. Pentru că atunci calul, ce spune, se ridică, câte aripi avea? Avea patru aripi, uh-huh, sau șase. Uh-huh. Nu, patru. Bun, patru aripi. Îl ridică deasupra, uh-huh, pentru că el putea să fie omorât oricând de demonia aceea. Și s-a dus practic în alt timp. S-a dus în altă uh-huh zonă. Așa că vă întreb, pentru spectatorii care vor vrea să vină la spectacolul acesta, pentru telespectatori, în câteva secunde, pentru că Alex o să ne dea afară, în câteva, probabil, minus în câteva secunde, spuneți exact ce vreți să transmiteți, finalul e al vostru, exact ce vreți să transmiteți în acest moment, astfel încât omul să vină la spectacol. 10 secunde, Ciprian. 10. Așa, Ciprian, 10. Hai, că numărătoarea. Veniți pe voi. A spus bine, veniți să vă descoperiți pe voi. Veniți să ne descoperiți pe noi. Și pe noi, pe noi. Da, pe și pe voi, și pe... adică să ne descoperim noi și să vă descoperim și pe voi. E o călătorie pe care o facem împreună, atât noi de pe scenă, alături de spectatorii din sală. E un drum comun. Și pentru că e un spectacol la care am lucrat mult timp, de care ne-am atașat profund și pe care vrem să-l jucăm și vrem ca povestea asta să ajungă la spectatori și vrem ca ei să fie în sală, pentru că noi am făcut spectacolul ăsta cu gândul la ei și pentru ei. Spuneți-le ce să facă ca să rămână liniștiți și atenți și să se întrebe 2 ore și 20. 3 secunde, Petronela. Ce să facă? Da, ce să facă? Să-și facă puțină liniște în ei, așa cum ne îndemna Adi, regizorul spectacolului, înainte de fiecare repetiție, ca să poți să treci prin pustiu și prin toate etapele necesare să ajungi la scop, la finalitate, la final de spectacol, trebuie să faci puțină liniște în tine, oricât de greu ar fi. Ciprian, ce să facă omul ca să poată să vină să stea 2 ore și 20, să vă vadă pe voi? Cum nu jucați personaje, citiți, lecturați. Cum nu jucați, nu citiți, lecturați. Nu jucăm în același timp. Nu jucați aici, și jucați, da, sigur că da. Dar nu e un spectacol obișnuit. Nu, nu. Bun, ce să facă omul? Să eu le-aș propune să și citească basmul. Să-l și citească, dar să asculte și să se lase cuprins de senzațiile pe care noi le transmitem. Și vă mai întreb ceva și imediat închidem. Ce notă dați spectacolului pe o scară de la 1 la 10, cum vreți voi, din punctul actorului de vedere? M-am dus, am lucrat la spectacolul acesta, am fost pe scenă și ce notă dau acestui spectacol, ce notă îmi dau mie? Vă rog, nu știu, să faceți Nu știu dacă vreți. Atunci spectacolului, mie mi se pentru pare voi, mereu că pot puneți-vă mai mult în locul spectatorului și dați spectacolului nota. Puneți-vă în locul spectatorului. Păi depinde care spectator ești. Dacă ești spectatorul care a plâns și care avea Batista în mână la sfârșit, probabil că îi dai nota 10. Dacă ești spectatorul care a intrat pe TikTok din primele 20 de minute, probabil că îi dai nota 3 sau habar n-am. Mulțumesc, Ciprian. Pentru mine e un spectacol de 10 pentru că eu am fost transformat de această experiență și într-un mod în care nu mă așteptam. Și dacă erai spectator? Nu știu. Plecai din sală sau rămâneai? Eu rămâneam. Tu rămâneai? Da. Mulțumesc, oameni buni. Nu știu, e discuția rămâne așa. Trebuie să mai veniți. Lumea trebuie să vină la teatru și să decidă dacă e spectatorul ăla. Exact. Când se mai joacă? Weekendul acesta cu showcase-ul, celălalt. Deci nu acum, weekendul acesta, peste două săptămâni. Să urmărească pagina de Facebook a teatrului și detalii, bilete vor găsi acolo.
Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu e de găsit oameni buni decât la teatru, dacă vă duceți să vedeți spectacolul. Nu acum imediat, ci peste două săptămâni. Showcase este pe 17 și 18 martie și apoi urmează 19, da? Și 19, da. 17, 19 și spectacolul Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte va fi weekendul celălalt. Care înseamnă datele. Trebuia să datele să rămână datele oamenilor. Nu mai știm. Adunăm. Acum suntem conectați la showcase și abia așteptăm să ne întâlnim cu toții, să jucăm, să fie lume multă și să fie întâlnirea așa cum trebuie să fie. Să mergeți la showcase pentru că este un maraton teatral, 17-19 martie. Mulțumesc Ciprian Brașoveanu, mulțumesc Petronela Buda și să aveți succes în continuare. Doamne ajută! Doamne ajută!